Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihai Țănegură, s-a declarat nemulțumit de activitatea turismului din zonă. El chiar a deplâns faptul că agenții economice din turism nu se folosesc de pietrele Doamnei din masivul Rarău, care ar trebui să fie o emblemă pentru localitate și zonă. Cu prilejul constituirii Consiliului Consultativ al Turismului, primarul Negura a sugerat celor care câștigă bani din turism să facă lobby pentru reluarea finanțării pârtiei de schi, care va aduce câștig financiar tuturor. Cu toți știți că acolo a început o investiție cu bani foarte mulți într-un program guvernamental în 2009, pârte de schi din Câmpul Moldovenesc, la care, dacă ar fi fost finalizată, și dumneavoastră ați fi fost beneficiari acestei investiții. Cum spunea și prietenul meu Marius și prietenul primarul de la Vatra Dornei, deci între Câmpul Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului, niciodată nu au apărut o astfel de discuție să fie concurență, cel puțin Câmpul Lungul nu are cum ce concura față de Gura Humorului, fiindcă și Gura Humorului și Vatra Dornei au două pârtii de schi. Îmi pare rău să spun, deci acest obiectiv de investiție nu a putut finaliza la termenul stabilit prin contract. Până această oră s-au cheltuit peste 10 milioane de euro. Primarul Negur a subliniat că 80% din investiție este gata, iar odată finalizat acest obiectiv, în județul Suceava ar putea funcționa cea mai modernă pârtie din Moldova. Chiar aseară am avut o întâlnire cu domnul ministru Chițoiu pe acest subiect. Noi avem lucrările executate, valoare de aproape 2 milioane de euro și medii contate. Deja sunt înregistrat cu arierat. Domnul președinte cunoaște acest subiect. Încercăm împreună să rezolvăm această mare problemă financiară la câte filii în Câmpulung. Ați citit și în presă, a fost și doamna ministru al turismului. Personal am fost extrem de nemulțumit în faptul că la Câmpulung nu a venit o variantă. Adică în momentul când vine un ministru al turismului și vede investiția care a început, mă așteptam să vină cu o variantă de genul. O firmă de consultanță, un investitor foarte mare, care să putem face un parteneriat privat. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihai Țănegură, a precizat foarte clar că banii de la bugetul local sunt total insuficienți, de pentru care el a apelat la acest Consiliu Consultativ al Turismului, care, cu sprijinul administrației județene, poate găsi soluții pentru continuarea lucrărilor la pârtea de schi de pe masivul Rarău.